e ziua de mări, Nicolae, și nu străi ghetuțele. Haideți să începem. Hai, tată, am această cârpiță care am folosit-o în fiecare an. Bravo, mamă! Măruța, ce faci? Da, hai, pune-le aici lângă, pune-le. Pe cine aștepți, Măra? Pe tata? Pe tata, deja a venit. Gata. Cine vine și aduce bomboane? Ma. Cine? Haide, mami, ce? Ce trebuie să fac? Să le lustruiești foarte, foarte bine. Le-ai lustruit pe toate? Da. Ia să le vedem pe toate. Mara, cum ești, Mara, încălțată? Ți-ai pus și ciorăpei aici? Da. Aceasta e de... Dar mie îmi plăcea mai mult pe ăștia pe mine, că sunt foarte frumoase. Și ăștia nu sunt frumoase deloc. Ei, pe care vrei tu. Ți-l alegi tu. Vrei tu pe cel verde? Da. Și pentru moșul ce ai făcut? Ai lăsat aici o cană cu lapte? Hai, ai lăsat și suc? Da. Avem un pachet de șervețele, 20, de la Jumbo. Ia de să vă arăt șervețele. Nu, hai să vedem... Ce? Hai. Steluțele. Haide. Hai cu tine să ne arăți steluțele. Repede, 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 repede. Ia uitați ce drăguțe sunt. Revenim. Pa, pa. Pa, pa. Am revenit. Și ești îmbrăcată de Crăciun? Da. Mami, tu nu ești îmbrăcată. Hai. Dar ce zici, Mara este îmbrăcată? Nu. Dar nu spui și tu un semn de întrebare. Dacă tot îl aștepți pe moșul, de câte ore îl aștepți? Aproape o oră la aștept. Și nici la Iisep n-am venit, că sunt la prieteni amândoi. Avem musafir? Da. Uite, scuze, zile. Uitați, aici vedeți că am făcut multe culori și de portocaliu am făcut de câte ori. Și aici am făcut de mai multe ori portocaliu și de două ori culoare mor. Uh-huh. Exact cum e telefonul. Hai, îmbracă-te, mami. O să mă îmbrac imediat. Dar ia spune-mi tu mie ce plan aveai tu. Ce să-i faci tu moșului? Ca un desen. Șt. Un desen? Ai făcut o surpriză? Da. Să-l audă, că dacă nu, întâi să vadă, să vină la mine să-mi aducă cadoul și o să ia lista aia care i-a făcut. Și vreau să mă ascund pe canapea. Haideți după mine. Haide. Mami? Eu am o altă idee. Păi? Nu vrei să o îmbrăcăm pe Mara? Mai... Să vedem. Hai să verificăm repede ghetuțele. Nic. Cine le-a dezordonat? Mara. Pune, vino și ordonează-le. Păi, eu l-am făcut. Știu că nu le-ai făcut tu. Uite, și hăinuțele Marei. Încercăm să o îmbrăcăm și pe ea? Da, da, hai să mă. Eu zic să nu te ascunzi, pentru că moșul îi vede pe toți. Și s-ar putea să nu mai vină deloc. Hm? Hai să mă culc. Mă culc puțin, da? Vrei să adorm puțin? Da. Hai, pune-te aici. Să mă descalc. Știi de unde am luat acest ciorap? De unde? De la Pepco cu tati.
Noapte bună. Sper să vină moșul Nicolae. Cred că Maria nu știe legenda lui Moș Nicolae. Moș Nicolae n-a fost văzut niciodată de nimeni, spre deosebire de Moș Crăciun, cel care îi vizitează pe toți copiii. Așa că va fi foarte tristă când va vedea că nu va reuși planul. Mara, ce faci, măruca? Trezește-o pe Ma. Zi, trezește-te. Vrei să te îmbraci și tu? Da. Trezește-o. Spune, a venit moșul. Moșul, unde e? Aici. Te-a păcălit. Uite hainuțele tale, Mara. Haide. Pa, pa, ne vedem. Pa. Și măruca e pregătită. Măruca, ce frumoasă ești. Uite ce-a pus Mara. Ce mănânci? Îndrăbule, bravo. Ce mănânci, Mara? Dure. Părul, de ce nu l-ai prins? Turta dulce și acadele pe bluzița ta. Uite, pune și cordeluța. Au? Cea mai frumoasă Crăciuniță. Ceasul e aproape 10, pe chiar 10 și 20 și moșul nu a venit. Maria, semne de întrebare. E supărată? Hai să ne uităm pe fereastră să vedem de ce nu vine. Ne uităm aici? Da. Hai la voi în cameră. Bine, haide. Hai, hai, hai. Ia stai să... Nu ajungi? Da. Ia uite, drăgălașii tăi cum stau aici la fereastră. Hai, uite-te tu să vezi dacă e ceva. Se vede ceva? Eu nu văd absolut nimic. Mai devreme s-a văzut o lumină puternică. Zic să ne mai jucăm puțin, poate totuși o să vină. Hai de aici. Să ne jucăm aici, că noi... O să ne jucăm și, o să, și, el, și eu, noi nu o să vadă când o să vină el. Și de-aia, haide. O să... Am uitat desenul să-i pun. Ai uitat să-i pui desenul? Da. Oprește. Ce păpușică vrei? Ia uite Eloelul. Vrei să-ți mai aducă moșul una? Bomboane, mami, bomboane. Da, mama. Cum nu știi că nu ești îmbrăcată de Crăciun? Păi cum nu sunt îmbrăcată de Crăciun? Nu vezi că sunt îmbrăcată. Dar e de anul trecut. E de anul trecut? Și mi-ai adus unul nou? Mulțumesc, da. Imediat mă îmbrac. Mami, vezi că acum ești îmbrăcată mai bine? Îți place? Da. Mulțumesc, tu l-ai ales, e foarte frumos. Probabil că acum o să vină moșul. Hai să ne jucăm puțin cu jucăriile, ca să treacă timpul mai repede. Tati nu s-a îmbrăcat. Hai, la tati nu o să vină moșul cu absolut nimic. Oricum nu prea a fost cu minte, m-a supărat. Probabil că cu o nuielușă. Ce ziceți? Mara, hai vino aici să ne jucăm. Gata! Hai! Mara, am o idee. Vrei mâine să împodobim bradul? Da. Bine. Aici. Dar ce ați făcut fetelor aici? Ne-am jucat. Mami, știi cum am făcut eu? Asta era aia de vară. Ne-am îmbrăcat-o aia de patinoar. Da? Da. Ai două? Maria, ia uite, repede, repede, vino! Ce e aici? Nu mă hai. Pune un pat să vedem. De la cine o fi mesajul acesta? Nu mai filma. Așa. D. A. C. Dacă. Nu mai filma dacă. N. V. Are V? Da. De. V. R. E. I. V.
Dacă vrei. Să vin. Deci nu mai filma dacă vrei. Să vin. De la cine? Semnat? Moș Crăciun, Moș Nicolae. Moș Nicolae. Mă închidem? Da. Ce ți-am spus eu ție? O să-și citesc legenda lui Moș Nicolae. Ne-a pus o doamna pe grup. Să vezi ce se spune acolo. Bine, mama. Bine, mama. Mara, ce zici? Oprim filmarea? Ne vedem când vine moșul. Ce vrei să-ți aducă ție moșul? Cioc, cioc face? Mi-a zis moșul să închizi filmarea. Așa a zis moșul? Da. Lasă, mami, mai filmăm. Eu nu cred în mesajele lui. Revenim cu ghetuțele pline de cadouri. Să scrieți în comentarii dacă a venit moșul. Vă pup, papa, ne vedem în vlogul următor de mâine și vă abonați la canalul Maria Bianca și să butonul de like, papa. Ne vedem cu cadourile în vlogul următor de mâine. Da. Papa.